V-ați anunțat deja candidatura pentru un nou mandat de președinte. Spuneți-ne, care este argumentul care a stat la baza acestei decizii? Această decizie am luat-o după mai multe consultări cu cetățenii. Practic, întreg primul mandat al meu în calitate de președinte a fost axat pe discuții cu cetățenii. Au fost în 600 de localități. Ați cunoașteți, în Moldova sunt 898 de primării, sub 900. Eu am fost în 600. Practic, aproape 2-3 din toate localitățile din Republica Moldova. Au fost lansate mai multe acțiuni. Și după discuții cu oamenii, după discuții cu echipa, am luat decizia că este necesar să mergem mai departe, să implementăm acele proiecte pe care le-am lansat, care sunt în derulare, dar și să lansăm noi inițiative pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Cu atât mai mult că, conform tuturor sondajelor, nivelul de încredere cetățenilor Republicii Moldova în actualul președinte este destul de înalt, avem șanse reale să învingem în această cursă electorală și să continuăm mai multe lucruri bune pe care le-am lansat și vor fi lansate în timp apropiat. V-ați anunțat intenția de a candida ca independent? De ce această măsură când puteați avea susținerea Partidului Socialist, partid pe care de altfel l-ați și condus? Conform legislației Republicii Moldova, președintele țării nu poate fi membru de partid. Astfel nu poate fi înaintat de un partid politic și nu poate fi candidatul unui partid politic. Situația este alta pentru restul concurenților care nu sunt președinți în exercițiu și pot fi candidați de partea unei forțe politice. De aceea, conform legislației Republicii Moldova, unica soluție a fost să fiu candidat independent, dar eu cred că este o abordare corectă, un candidat al tuturor cetățenilor Republicii Moldova, iar Partidul Socialiștilor, care într-adevăr este cea mai puternică forță politică și pe care eu l-am condus, l-am creat, sunt lider neformal acestei formațiuni politice, evident că mă va susține în această cursă electorală. Domnule președinte, ați declarat recent că Igor Dodon nu mai este cel care a fost lansat în prezidențiale în 2016. Ce s-a schimbat între timp? Multe lucruri. Cum ar fi? Acești patroni au fost patroni foarte dificili. Și pentru mandatul de președinte și pentru mine ca politician. Am trecut prin noi experiențe, prin noi provocări. Cunoașteți, au fost practic 2 ani jumate, prima jumătate sau primele 2-3 de mandat. A fost lupta cu regimul oligarhic de la Chișinău, când președintele țării era suspendat de funcție pentru a semna ceea ce convenea guvernării oligarhice. Practic o noțiune de suspendare a președintelui care contravine Constituției și nicăieri în lume nu este. Fapt confirmat mai târziu și Comisia de la Veneția. A doilea sau ultimul an de mandat, a doua parte, a fost aceste provocări cu COVID, cu secetă, fără precedent în Republica Moldova. Deci e evident că am trecut foarte multe provocări și riscuri enorme și pentru Republica Moldova și pentru mandatul de președinte. Dar dacă e să vorbim în ce m-am schimbat, eu cred că și în abordări. Mi se pare că 4 ani urmă era mult mai categoric. Cu mai multe subiecte, inclusiv geopolitice. Eu am început să promovez o politică externă echilibrată. Eu consider că noi trebuie să continuăm implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Trebuie să implementăm mai multe elemente ale acquis-ului comunitar aici în Republica Moldova, standarde de democrație și altele. Da, eu pledez pentru relații foarte bune și cu strategii cu Federația Rusă. Acesta își constă abordarea politică externă echilibrată. Și dacă 4 ani în urmă vedeam lucrurile doar în alb și negru, eu cred că politicianul Igor Dodon este cu totul altfel, mai echilibrat după acești 4 ani de mandat. Inclusiv în relațiile și cu România. O să revenim la relațiile cu România. Regretați vreo decizie pe care ați luat-o în cei 4 ani de mandat? E ceva pe care ați fi vrut să îndepliniți și n-ați reușit? Sunt lucruri care nu s-au reușit, evident. Pentru că fiecare om își pune scopuri destul de ambițioase, mai ales când merge în alegeri, indiferent e vorba de primar sau de președinte de țară. Evident, sunt lucruri care nu ne-au reușit. Noi lucrurile s-am spus sincer, atunci când am făcut raportul de activitate pe 3 ani jumate, chiar am luat platforma electorală din 2016 și am mers pe puncte. Circa 80%, 85% am reușit, sunt lucruri care nu ne-au reușit. În ceea ce ține de regrete, eu mă strădui să nu regret deciziile pe care le-am luat, chiar dacă au fost unele nu tocmai corecte la diferite etape. Toți suntem oameni și toți greșim.
dar să trag experiențe din aceste momente nepotrivite și în aceste situații dificile. Și eu cred că astfel de situații te fac mai pregătit pentru luptele ce urmează. Puteți da exemplu de o măsură care nu a fost corectă? Eu nu, n-aș vrea să mergem acum pe lucruri concrete. Sunt și pe intern, sunt și pe extern, din nou, ca oricare om, ca oricare președinte de țară. În bilanțul pe care l-ați prezentat după 3 ani și jumătate de mandat, ați vorbit de câteva măsuri de natură socială pe care le-ați adoptat. În ce măsură aceste decizii aparțin președinției și nu guvernului? O bună parte din aceste măsuri, cum ar fi indexarea pensiilor, cum ar fi sporirea salariilor pentru medici, de exemplu, dublarea salariilor în spun anticovid și multe, multe altele, sunt inițiative pe care le-am promovat încă fiind deputat în Parlament, 4 ani în urmă, dar și inițiative care le-am lansat mai târziu în calitate de președinte. Și mai departe, guvernul le-a preluat și împreună cu Parlamentul a început să le implementăm. De aceea, aceste inițiative, în mare parte, îmi aparțin mie ca politician. Domnule președinte, o circulară a Comisiei Electorale Centrale adoptată în septembrie prevede că partidele nu pot susține financiar candidații pe care îi lansează în campania electorală. Măsura a strânit ceva indignare în rândul opoziției, dar și societății civile din Republica Moldova. Ea a fost interpretată ca fiind în avantajul dumneavoastră. Cum comentați, cum răspundeți acestor acuzații? Această prevedere legală din legislația electorală a fost introdusă în anul 2019, în luna august, la inițiativa deputaților din opoziție care acum fac gălăgie și a fost votată în coaliția anterioară între socialiști, între partidul PAS și partidul DA. Adică nu este o decizie a CEC-ului care a fost luată acum în luna august-septembrie. Este o prevedere inclusă în codul electoral prin votul și la propunerea opoziției anul trecut. Și toți știau aceste reguli de joc și ei le-au propus, încă o dată repet, le-au propus anul trecut. Deci aceste insinuări că cineva ar putea fi favorizat în această campanie electorală nu corespund realității. Domnule președinte, cum priviți relațiile cu România și Ucraina în condițiile în care în cei 4 ani de mandat ați efectuat, să zicem, 70 de vizite externe, dar pe lista destinațiilor noastre nu au fost incluse România și Ucraina? Eu consider că relațiile între țările noastre, vorbesc Moldova-România, mai acușa să mă refer și la Moldova-Ucraina, în special Moldova-România, sunt foarte bune și sunt foarte bune pe toate aspectele, chiar dacă se încearcă să se mai arunce săgeți referitor la politica internă din Republica Moldova, din partea unor politicieni de la București. Noi nu atragem atenție la aceste declarații europarlamentare și așa mai departe, pentru că noi considerăm că România este partenerul nostru strategic, este partenerul comercial numărul 1. Apropo, anul trecut noi am împlinit 10 ani de la anul acesta, în luna aprilie, am împlinit 10 ani de la semnarea acordului de parteneriat strategic între Republica Moldova și România. Deci noi suntem parteneri, suntem țări care avem relații foarte bune economice, avem foarte multe proiecte sociale, foarte multe proiecte în domeniul energetic, uitați-vă gazoductele care au fost construite, mergem mai departe cu interconectările pentru rețelele de livrare a energiei electrică și așa mai departe. Deci aici nu văd absolut careva probleme în dezvoltarea relațiilor noastre bilaterale. La fel și cu Ucraina, cu toate că consider că ultimii ani noi am pierdut din dinamism. Mă refer la comisiile mixte interguvernamentale cu Ucraina. Au mai rămas câteva subiecte care, de exemplu, demarcarea frontierii, care nu au fost hotărâte ultimele decizii în acest sens, încă le-am luat eu fiind copreședinte și ministru economiei în 2008-2009. Avem restanțe în ceea ce ține de agenda cu Ucraina. Referitor la vizite, noi am avut contacte cu ambii președinți pe platforme internaționale cei drept. Noi am fost și eu am fost tot timpul deschis pentru a avea contacte cu președinții și a României și a Ucrainei. Au fost mai multe campanii electorale, cu regret, care nu au dat posibilitatea să dezvoltăm aceste contacte așa cum ne-am fi dorit. Dar eu sunt fier convins că după alegeri aceste contacte vor fi reluate. Domnule președinte, considerați că Republica Parlamentară este o formă
de organizare potrivită pentru Republica Moldova? Credeți că președintele Republicii Moldova ar trebui să aibă puteri mai sporite? Eu consider că forma actuală care este parlamentară, în condițiile când președintele țării este ales prin vot direct de către popor, nu este cea mai potrivită pentru Republica Moldova. Forma actuală de guvernare a permis regimilor oligarhice să preia controlul asupra instituțiilor de stat. Cu regret trebuie să constatăm acest lucru. Pentru că forma parlamentară care este în foarte multe țări europene și care funcționează bine, practic arată că nu a funcționat în Republica Moldova în parcursul ultimilor 10 ani. De ce nu a funcționat? Pentru că în democrațiile dezvoltate nu există masiv fenomenul de traseism politic. Când după alegeri, deputații masiv, iar în Parlamentul precedent, circa 35-40% din deputați și-au părăsit fracțiunile și s-au alăturat celor care controlau putere. Lucrul ăsta este inadmisibil în alte democrații. Imaginați-vă, de exemplu, că în Germania, de exemplu, un partid de dreapta care conduce de mulți ani împreună cu un partid de stângă, nu făcea coaliție, dar implica procuratura coruperea deputaților pentru a-și forma majoritatea sa parlamentară. Aceste lucruri sunt de neconceput, inadmisibile în democrațiile europene. Cu regret, lucrul ăsta a funcționat în Republica Moldova. Iată de ce consider că trebuie de revăzut unele prevederi constituționale pentru a echilibra mecanismele constituționale ca să nu mai ajungem la astfel de situații. Care ar fi soluția optimă din punctul meu de vedere? Eu am semnat prin decret prezidențial, am creat o comisie de stat, o comisie constituțională, care urmează să examineze toate conflictele care au apărut în ultimii ani între instituțiile puterii, între ramurile puterii, între președinție, executiv și legislativ. Trebuie să examineze foarte clar care a fost rolul curții constituționale, care foarte des a fost utilizată în Republica Moldova ca instrument de luptă politică și nu ca element care trebuie să stabilizeze situația politică în conformitate cu Constituția. Și această comisie, în decurs de parcursul anului viitor, trebuie să vină cu propuneri concrete ce trebuie de modificat și cum trebuie de modificat, în cont de această experiență. Cum vedeți viitoarea guvernare din Republica Moldova după alegerile prezidențiale? Ce alianță v-ați dori să rămână la guvernare? După alegerile prezidențiale, noi avem două scenarii posibile. Primul scenariu, continuă guvernarea aceasta sau alta, și al doilea, alegeri parlamentare anticipate. O bună parte a cetățenilor Republicii Moldova cu care sunt în contact pledează pentru dizolvarea Parlamentului și pentru petrecerea alegerilor parlamentare anticipate în anul următor. Eu, de asemenea, pledez pentru această opțiune. Pentru că eu consider că Parlamentul actual, ales pe timpul guvernării oligarhice, nu mai reprezintă situația reală din Republica Moldova. Mai mult ca atât, 16, chiar mai mulți deja, 18 deputați și-au părăsit fracțiunile. Și-au devenit deputați independenți sau au aderat la alte fracțiuni. În urmare, ei, situația e tot diferită față de alegerile care au fost pe data de 24 februarie 2019. De ce? Eu personal și o bună parte din cetățenii Republicii Moldova pledează pentru alegeri parlamentare anticipate. Eu cred că după alegeri prezidențiale, după ce vom trece recunoașterea, ciclul de recunoaștere acestor alegeri, inaugurarea președintelui, urmează să facem consultări cu toate fracțiunile, cu toate partidele importante din Republica Moldova și să luăm o decizie în acest sens. Vom vedea și care va fi situația la capitolul COVID. Pe cât de pregătiți vom fi pentru a dizolva repede Parlamentul, de exemplu, într-o lună, două. Sau în decurs de 3-4 luni ca să mergem în primăvară, în vară, ca să trecem această etapă dificilă, care va fi una foarte dificilă în următoarele luni. Au apărut niște suspiciuni cu privire la numărul de cetățeni moldoveni din Federația Rusă care ar putea să fie incluși pe listele electorale la alegerile prezidențiale. Numărul a crescut substanțial, astfel încât opoziția deja a atacat actuala putere, susținând că această măsură este în favoarea dumneavoastră. De nou, declarație neargumentată și fără dreptul la viață. Și o să vă explic de ce.
Au fost deschise peste 130 sau 140 de secții de votare peste hotare. Dintre care doar 17 în Rusia și peste 86 în statele Uniunii Europene. Dacă e să luăm numărul de cetățeni care se află în Federația Rusă și care se află în Uniunea Europeană, sunt cam același număr de cetățeni. Statistici arătau 300-400 de mii de cetățeni în Federația Rusă. La fel, nu mai mult sunt în Uniunea Europeană, dacă luăm toate țările împreună. Păi aici trebuie încât de văzut cine este defavorizat. Pentru 300-400 de mii de cetățeni moldoveni care se găsesc în Federația Rusă, au fost deschise doar 17 secții de votare. Dacă o să vedem că maxim 5.000 de buletine pot fi la o secție de votare, o să mulțim la 17, o să avem maximum cât? 5.000 și cu 35, 50, 85.000 de cetățeni ar putea să voteze în Federația Rusă. E când în Uniunea Europeană, peste 80 de secții de votare, mulțit cu 5.000 de buletine, 400.000 de cetățeni pot să voteze. Deci argumentele acestea sunt destul de evidente, că niciun fel de favorizare a celor care se află în Federația Rusă nu a fost. Eu cred că toate aceste declarații despre falsificarea și fraudarea alegerilor care vin din partea opoziției este o încercare de a justifica eventuală pierdere în acest scrutin electoral. Din măsurările lor, măsurările noastre, sondajele, arată că cel mai probabil ei vor fi învinși la acest curs electoral. De ce? Ei încearcă deja să vorbească de falsificare. Dar prin acest lucru fac un deserviciu propriilor alegători, în care nu înțeleg de ce atunci trebuie să iasă la vot alegătorii de dreapta, dacă liderii lor spun că vor fi falsificări. Nu are sens să iasă la vot. Domnule Dodonă, în campania electorală din 2016 ați promis rezolvarea problemei transnistrene. Ulterior, într-un interviu pe care l-ați dat la Europa Liberă prin 2019 noiembrie, a spus că structurile statului moldovean nu sunt pregătite pentru soluționarea politică a problemei transnistrene. În ce stadiu vă aflați acum pe această temă? Noi, pe parcursul acestor 3 ani jumate, 4 ani de mandat, am avut 8 întrevederi cu liderul de la Tiraspol, cu domnul Krasnoselski. Un astfel de dinamism a contactelor și a soluționării unor probleme concrete care se sunt între cele două maluri, nu au fost ultimii 10-15 ani. Am reușit să rezolvăm mai multe lucruri care au fost în protocolul, în procesul verbal de la Berlin din 2016. Eu cred că sub aspectul rezolvării problemelor curente a cetățenilor, noi am avansat foarte mult. Sub aspectul rezolvării conceptuale soluționării acestui conflict, mai avem încă foarte mult de muncit. Cum vedem noi mișcarea mai departe? Eu cred că noi trebuie să elaborăm și eu în discursul meu care l-am avut la Asamblea Anuală a Organizației Națiunilor Unite, care a fost câteva săptămâni în urmă, săptămâna trecută chiar, am anunțat că noi intenționăm în următorul an, pe parcursul anului, eu în calitate de președinte al Republicii Moldova, să propun o formulă de soluționare politică a problemei transnistrene. Noi acum o elaborăm detaliat. Ea se va baza pe crearea sau acordarea unui statut special regiunii transnistrene în componența Republicii Moldova. Eu cred că după ce vom elabora aceste propuneri, le vom discuta cu cei de la Tiraspol. Urmează să avem discuții și consultări în formatul 5+2 cu participarea deschisă, detaliată, din partea partenerilor externi și din Est și Est. Ați fost acuzat tot de opoziție, evident, că vă folosiți de cetățenii transnistreni pentru a atrage votul la alegerile prezidențiale. Cum comentați aceste acuze? În anul 2016, la alegeri prezidențiale, au participat circa 16.000, aproape 17.000 de cetățeni moldoveni care locuiesc în Transnistria. În anul trecut, la alegeri parlamentare, au fost deschise 47 de secții de votare pentru acești cetățeni și au participat 37.000, de două ori și jumate mai mult. În anul acesta, ținând cont de situația cu coronavirus, COVID-ul, sunt cont de faptul că regimul de la Tiraspol a interzis libera circulație între malul stâng și malul drept și faptul că au fost deschise mai puține secții de votare ca anul trecut. Anul acesta sunt 42, anul trecut au fost 47. Eu cred că numărul votanților de stânganiștilor va fi cu mult mai mic. Eu sunt fier convins că, indiferent câți vor participa din Transnistria, ei nu vor influența
asupra rezultatului final al acestei alegeri. Eu cred că diferența între cel care va învinge în scrutinul prezidențial față de cel care va ocupa locul 2 va fi mult mai mare ca numărul de votanți din Transnistria. Astfel, votul celor din stânga Nistrilor nu vor influența asupra rezultatului final al acestor alegeri. Ați vorbit în începutul acestui interviu despre o politică externă echilibrată a Republicii Moldova și a noastră personal. Cum vedeți acum relațiile cu Vestul și cu Estul? Cum ați vrea să se concretizeze ele în mandatul viitor? Eu cred că noi acum avem o politică externă echilibrată. Noi avem acordul de asociere cu Uniunea Europeană, avem regim de liberalizare de vize cu Uniunea Europeană, noi implementăm mai multe reforme legate de achiul comunitar. În același timp, noi suntem membri a CSI, Comunității Statelor Independente, noi avem parteneriat strategic cu Federația Rusă, noi suntem observatori la Uniunea Euroasiatică, nu membri, observatori, suntem prima țară care a obținut acest drept în anul 2018. În același timp, noi avem parteneriate strategice cu Statele Unite, cu Ungaria, cu Turcia, acum îl dezvoltăm parteneriatul respectiv cu Republica Populară Chineză. Deci, dacă să vorbim din punct de vedere a politicii externe, a geopoliticului, politica externă promovată pe parcursul ultimilor un an jumate, cel puțin, se bazează anume pe principiul de echilibru. Și noi acest lucru l-am reușit. Un stat neutru, o politică externă echilibrată, relații bune și cu Estul și cu Vestul, neimplicarea în jocurile geopolitice de partea cuiva de marile puteri, pentru tot timpul marile puteri încearcă să atragă țările mai mici, cum este Republica Moldova, o luptă sa geopolitică împotriva oponentului său. Noi nu vrem să fim parte a luptei geopolitice a Occidentului împotriva Rusiei. Și invers, nu vrem să fim parte a luptei contra Occidentului. Și eu cred că aceasta este unica poziție și politică corectă pentru Republica Moldova. În iunie a izbucnit un scandal legat de finanțarea de către Rusia a partidului care vă susține, Partidul Socialist, ca urmare a difuzării în spațiu public a unei înregistrări în care apăreți alături de fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc. Care este natura relațiilor cu acest politician? Niciun fel de relație. După ce acest politician a fugit din Republica Moldova și, conform ultimilor date, a trecut și prin România, apropo, luna septembrie, așa spun cel puțin organele noastre de investigație, și în Turcia, niciun fel de relație nu poate fi. Eu cred că noi anul trecut am făcut un lucru important. Împreună cu partidele de opoziție de dreapta și de stânga, noi am reușit să dăm jos un regim oligarhic care domina Republica Moldova. Și am scos din captivitate instituțiile statului. Policienii care au dus la această situație au fugit din țară. Ei acum sunt puși sub învinuire de către organele de închetă din Republica Moldova și noi sperăm foarte mult să-i recuperăm, să-i ducem acasă pentru a răspunde în fața legii. Sperăm că partenerii noștri, inclusiv România, ne va ajuta în acest sens. Pentru că sunteți în campanie electorală, vă întreb dacă dumneavoastră considerați că există un dezechilibru între candidații la președinția Republicii Moldova în ceea ce privește expunerea mediatică și capacitatea de a transmite mesaje către alegători. Eu nu cred că există mare dezechilibru. Probabil ați auzit, eu am luat decizia să nu utilizez panourile în această campanie electorală. Eu nu voi participa la dezbateri electorale în această campanie electorală, cel puțin în primul tur. Eu voi fi mai mult alături de cetățeni. De ce? Le dau posibilitatea la televiziune să fie toți oponenții și să-și facă campanie electorală. Poate eu voi fi defavorizat, deci nu voi fi la TV, dar voi fi în teritoriu. În rest nu văd aici niciun fel de contradicții. Doamne președinte, pentru că timpul dumneavoastră este limitat, potrivit presiei de la Chișinău, copiii dumneavoastră studiază într-un liceu cu predare în limba română, iar mama dumneavoastră este profesoară de limba română sau a fost profesoară de limba română. Deja e la pensie. Da. Dumneavoastră, în ce limbă vorbiți? În ce limbă vă place să vorbiți? Eu cred că noi mai puțin trebuie să discutăm despre chestii ideologice și identitare și trebuie să ne axăm pe rezolvarea problemelor care se ciocnesc oamenii. Eu rămân pe poziția că în Republica Moldova limba de stat, așa cum este scris în Constituție, articolul 13, este limba moldovenească. Eu, ca președinte al țării, trebuie să respect Constituția. Și aici eu nu cred că noi trebuie să facem mari dezbateri. Da, o parte a populației Republicii Moldova o numesc română. O parte care este mai mare a cetățenilor Republicii Moldova o numesc moldovenească. Dar se înțeleg de minune.
Și noi cu dumneavoastră înțelegem. Ceea ce nu văd absolut nicio fel de probleme sau încercări de a face din această politică de stat. Timpul îi pune pe toate la locul său.